Bună ziua! În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare, într-o zi de sâmbătă, după masă, la întâlnirea propusă de Muzeul Țării Crișurilor, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Fundația Corneliu Coposu, Academia Fundația Civică. O întâlnire de suflet despre și cu două personalități ale istoriei contemporane a României. Dați-mi voie să vă prezint prezidiul, preasfinția sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, domnul profesor Dan Pavel, la Universitatea din București, autorul acestui volum, domnul Ionuț Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu și, nu în ultimul rând, în primul rând, Cristina. Cristina Pușcaș, colega mea de la Muzeul Țării Crișurilor. Este o întâlnire de suflet pentru că pe foarte mulți, pe toți cei de aici de la prezidiu, aproape pe toți, Cristina era prea mică, Iuliu Maniu, într-o manieră în care am citit istoria, ne-am uitat peste istoria contemporană a României, apoi Corneliu Coposu, cu care am avut ocazia să ne intersectăm, sigur, foarte puțin cei mai mulți dintre noi, mai mult, domnul Gherasim și domnul Dan Pavel, sigur, preasfinția sa Virgil Bercea. Întâlnirea de astăzi, așadar, este prilejuită de lansarea acestui volum, semnat de domnul Dan Pavel, în care le regăsim pe Iuliu Maniu în opera lui, în jurnalul lui Corneliu Coposu. Înainte de a vorbi despre volumul propriu-zis, o să-l invit pe preasfinția sa Virgil Bercea să ne spună câteva cuvinte. Vă rugăm! Lăudați să fie Iisus, bună ziua! Doresc să-i mulțumesc înainte de toate domnului director al Muzeului Țării Crișurilor pentru maniera în care constant, aproape săptămână de săptămână, ne oferă câte ceva. Doresc să-i mulțumesc Cristinei în același timp pentru organizarea acestei prezentări de carte, domnului profesor Dan Pavel și lui Ionuț Gherasim. Am rămas surprins când am văzut această carte și poza de pe copertă și am spus domnului profesor că este, cred că, una dintre puținele poze în care îl vedem pe Iuliu Maniu cu un ușor zâmbet și în spate este Corneliu Coposu la fel cu un zâmbet pe față. Și unul și celălalt, unul a murit în pușcărie, celălalt a trecut prin pușcărie și a suferit foarte mult. Iar noi, cei care suntem cam de vârsta mea și ni-l aducem aminte cât de cum s-a vorbit la școală, ce știam despre Iuliu Maniu, cel mai mare trădător și dușman al țării. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu am auzit de la preasfințitul Todea despre Iuliu Maniu, îmi vorbea într-o terminologie extraordinar de respectoasă. De fapt, dânsul i-a dat ultima binecuvântare la Siget în pușcărie. Dar vreau să vă spun altceva. Eram la Paris prin 95 la o întâlnire, chiar nu știu exact la ce întâlnire, și când mă întorc, locuiam la misiune, monseniorul Surdu, care conducea misiunea noastră română de la Paris, plângând, îmi spune, și el făcusese ani de pușcărie, vreo 14 sau 16 ani, pentru că a venit să o vadă, era la Paris în 48, dar a venit să o vadă pe mama. Și nu i-a mai lăsat, l-au prins și l-au pus în pușcărie. Și plângând îmi spune, preasfințit a murit Corneliu Coposu, nu puteți să rămâneți aici, trebuie să mergi la mormântare. Eu deja auzisem și îmi schimbase biletul și am venit la mormântare și atunci am rămas foarte impresionat, unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că la mormântarea lui Corneliu Coposu au participat în jur de 1.000.000 de persoane, ceva care a cutremurat pe fiecare dintre noi. Nu pot să vă spun nimic despre această carte, că încă nu am citit-o, doar am răsfoit-o, l-am întrebat pe domnul profesor mai devreme cum a ajuns și dânsul o să ne spună. Sunt, de fapt, două mari personalități ale României.
Este, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că v-ați făcut acest timp și este mare lucru să știm să avem respect de aceste personalități, de înaintașii noștri, să vedem cum Maniu s-a logodit cu ideea de România și prințesa lui de suflet a fost România, nu a avut o altă femeie, iar Corneliu Coposu i-a fost secretar și în această carte, după un jurnal, domnul profesor a lucrat și ne restituie acum niște lucruri inedite. Îl felicit, îi mulțumesc lui Ionuț Gherasim și Cristinei că au s-au ocupat de organizarea acestei întâlniri a noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, preasfinția voastră! Sigur, întâlnirile cu genul acesta de politicieni am vrea să fie cât mai dese, gen Corneliu Coposu. Eu, generația mea, venind într-o... Noi suntem între două, am fost între două lumi, așa, intrați în 89-90 la facultate, educați, pomeneați de modul de educare noastră, la liceu, școala generală, la liceu, sigur, educație istorică, vorbind de învățarea istoriei și, într-adevăr, cel mai mare dușman al Partidului Comunist a fost Partidul Național Țărănesc. Imediat după al doilea război mondial și tocmai de aceea tot veninul era îndreptat în primul rând împotriva lor, pentru că era partidul cel mai solid, cel mai coerent imediat după al doilea război mondial. Și atunci, sigur, Iuliu Maniu și toți cei din jurul lui, despre Corneliu Coposu nu știam nimic, noi. O singură dată am avut ocazia noi, vorbeam cu domnul profesor Pavel, ne-am interesat sigur în calitate de student, domnul Iasan în calitate de profesor pe holurile facultății din Cluj. O singură dată am avut ocazia, generația mea, colegii mei, să-l întâlnim pe Corneliu Coposu la BCU, invitat de profesorul Radosav, la o conferință, cred că era în campania electorală din 1992. Pe mine și pe colegii mei ne-a resetat. Ne-am întâlnit pentru prima dată cu altceva decât ce știam noi. 90, 91 și 92. Și dintr-o dată am înțeles că lumea, mă rog, educați așa cum am fost. Asta a fost. Lumea era și altfel. E și altfel de lume decât cea pe care o știam noi. În 1990, 91 și 90 de lume politică. Și pomeneați de înmormântare 1995. Cred că, din păcate, avea o vârstă la care, mă rog, nu era chiar o vârstă foarte, foarte înaintată când s-a dus dintre noi, dar pe valul acela de emoție generat de decesul lui, cred că s-a putut întâmpla de fapt reala, sau, mă rog, o schimbare mai aproape de ceea ce trebuia să întâmple mai devreme, în 1996. O invit, nu mai știam cum am stabilit, pe Cristina să ne spună și ea câteva cuvinte. Cristina, te rog. Bună ziua! Vă mulțumim că din nou ne faceți onoarea de a fi numărat atât de mare la acest eveniment. Este un efort considerabil din partea invitaților noștri, deoarece au pus și Oradea în acest turneu care a început de la Sighet, acolo unde Iuliu Maniu a plecat în eternitate pe 5 februarie 1953. Astăzi, autorul și domnul Ionuț Gherasim, inițiatorul acestui turneu, a sosit la Oradea. După cum știți, Oradea are multe legături cu Iuliu Maniu. La celelalte evenimente ale noastre am pomenit de legătura lui Iuliu Maniu cu Oradea, vizita împreună cu familia regală în 1919, evident, și alte vizite pe care le-a realizat la Oradea. Mâine, preasfinția sa și autorul și domnul Ionuț Gherasim se vor afla la Bădăcin, unde vor avea la fel o lansare, iar săptămâna viitoare la Cluj. Sigur, este un turneu și un efort din partea dumnealor considerabil și le mulțumim pentru acest lucru. Astăzi avem invitat un oaspete
special, de mult n-am mai fost la Oradea, cam de 20 de ani, și amintește că în anii 1990 și-a revăzut astăzi Oradea împreună cu doamna Pavel, regăsind Oradea spectaculoasă, și mulțumim pentru aprecieri. Domnul Dan Pavel este politolog, profesor de științe politice, filozof, scriitor, eseist și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este transilvanian, născut la Cluj în 30 iulie 1958, dar mi-a povestit astăzi că la vârsta de 3 ani, împreună cu familia, se mută la București, acolo unde își finalizează studiile de liceu, apoi Facultatea de Istorie și Filozofie, și tot la Universitatea Bucureșteană își va lua doctoratul în filozofie și teologie medievală. În anul Revoluției, momentul Revoluției, chiar 21 decembrie îl surprinde pe baricadă la hotelul Intercontinental, apoi este printre primii care pătrund în clădirea Comitetului CCR al Partidului Comunist Român, dar refuză certificatul de revoluționar, considerând probabil că libertatea obținută este mai importantă decât orice document. Anii 90 îl regăsesc la revista 22, acolo unde va avea un rol important. Apoi începe cariera didactică, lector universitar, și ultima perioadă a fost conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice de la București, unde a pregătit la secția de engleză și la specializările de la masterat. În ce privește lucrările? Este cea de-a 10-a carte pe care domnul Dan Pavel îi dă viață. Cariera și profesia de profesor i-a furat foarte mult timp, iar acum, de când este pensionar, a decis să revină la pasiunea dumnealui de a scrie și de a reinterpreta istoria. Ne aflăm în fața unui volum, Iuliu Maniu, în jurnalul lui Corneliu Coposu, o reinterpretare a istoriei. Domnul Dan Pavel este pasionat de această reinterpretare a istoriei naționale, a regimurilor politice, a regimurilor totalitare în special, a politicii. Acest volum se naște în anul 2014, adică ideea acestui volum, atunci când surorile Coposu înmânează jurnalul lui Corneliu Coposu, un jurnal pierdut într-un fel. Care este istoria acestui jurnal? Practic, înainte de arestare, până în 1947, Corneliu Coposu își scria un jurnal și își făcea fișe, și pe baza acelor fișe a lăsat un manuscris pentru a realiza o monografie a lui Maniu, Istoria unui tribun. Acel manuscris a fost confiscat de Securitate. Dar au rămas aceste fișe pe care Corneliu Coposu le-a întocmit începând cu anul 1936, prima dintre notițe, până în 1947. Aceste documente, fișe despre care vorbim, nu au ajuns pe mâna Securității, au fost predate unui prieten de familie, Ioan Dumitru, numit Vagonel. Acesta, știind că urmează să fie la fel supus percheziților, a luat valiza cu documente, le-a trimis la sora lui la Constanța, iar cumnatul, un simplu muncitor, le-a adăpostit, le-a ascuns în cotețul porcului. Și abia în anul 1993, surorile Coposu și Corneliu Coposu reușesc să reintre în posesia acestor documente.
Iar autorul nostru de astăzi, domnul Dan Pavel, se raportează la aceste mărturii ale lui Corneliu Coposu, o istorie vie, empatică, și extrage mare parte din mărturiile lui vis-a-vis de Iuliu Maniu. Și de ce a simțit nevoia să rescrie și să reinterpreteze, mai degrabă să reinterpreteze aceste momente? Pentru că au fost o serie de aspecte controversate în viața lui Maniu și atunci domnul Dan Pavel a simțit nevoia de a veni și a aduce anumite lămuriri, de a contextualiza acest moment sau aceste momente din viața lui Iuliu Maniu. Au fost câteva, de exemplu, sunt câteva momente care au fost controversate. De exemplu, momentul revenirii sau aducerului Carol al II-lea în România, restaurația, momentul pactului legionar sau momentul 23 august, dar legat de faptul că imediat după acest moment Iuliu Maniu refuză să preia guvernul României. Toate aceste momente au fost puse negativ în spinarea lui Iuliu Maniu, existând anumite controverse vis-a-vis de aceste aspecte. Și în acest context, domnul Dan Pavel vine cu o reinterpretare, vine să ne ofere informații ca să înțelegem de ce Iuliu Maniu a luat aceste decizii. După cum spune autorul, Iuliu Maniu nu s-a ferit să ia decizii extrem de riscante, dar multe dintre aceste decizii au fost puse în aplicare treptat, uneori șovăielnic, uneori cu amânare, dar acest lucru se întâmpla deoarece miza era foarte mare, adică vorbim despre integritatea României sau despre lucruri despre care el n-ar fi vrut să se vorbească ulterior că ar fi eșuat. Unele dintre ele au fost de bun augur, unele mai puține, dar domnul Dan Pavel, tocmai aceste aspecte controversate din viața lui Iuliu Maniu, a dorit să le sublinieze. Și nu mai vreau să continui, deși este foarte mult de spus despre acest volum, este foarte impresionant să-l regăsim pe Iuliu Maniu în această manieră, o reinterpretare a vieții politice și a vieții intime a lui Iuliu Maniu. Îl felicit pe domnul Dan Pavel pentru acest curaj, chiar dacă a fost un lucru de durat, având îndoiel ce se mai poate scrie despre Iuliu Maniu. Credeți-mă, se mai poate scrie, cel puțin acest volum este o dovadă, dar capacitatea domnului Dan Pavel de a reinterpreta aceste momente importante din istoria națională este impresionantă și vă sfătuiesc, vă îndrum și să achiziționați cartea, pentru că chiar dacă nu o să o citeți în următoarea săptămână, dar sigur în timp va fi o lectură plăcută și veți înțelege mult mai bine contextul politic în care Iuliu Maniu a luat anumite decizii. Felicitări încă o dată și mulțumim! Mulțumim, Cristina! Sigur, domnul Ionuț Gherasimestre se numără între cei mai autorizați să vorbească despre Corneliu Coposu, Iuliu Maniu, special despre Corneliu Coposu, pentru că destinul domniei sale s-a împletit o bună parte cu, din câțiva ani de zile, cu destinul lui Corneliu Coposu. Domnule Gherasim, vă rog. Preasfinția voastră, preacucernici părinți, și am aflat de la Cristina și chiar sunt fericit să aflu că sunt și preoți ortodoxi și preoți greco-catolici aici și e o mare bucurie pentru mine acest lucru. Distinse oficialități, dragi prieteni, sunt foarte onorat să mă aflu aici la Oradea, pentru că mi-am adus aminte în plimbările de astăzi de dimineață, în 1991, când am venit cu seniorul Coposu la conferința județeană a Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat și Oradea arăta complet altfel decât arată acum.
Preasfinția sa a vorbit despre această poză. Această poză, hai să vă spun istoria ei. În momentul în care, împreună cu doamna Blandiana și cu domnul profesor Dan Pavel, am decis cum să arate această carte, am spus să punem o poză în care să fie împreună maestru și discipolul. Și să găsim o poză care, practic, în ultimii 30 de ani nu a fost publicată niciunde. Și am făcut rost de această poză de la Arhivele Naționale și am să vă spun și locația unde este făcută. Este la parastasul lui Nicolae Titulescu din decembrie 1944. Și mai mult decât atât, există și un filmuleț de 17 secunde în care, după cum îi vedeți, sunt amândoi cu pălăriile, salută pe cineva. Mă opresc puțin pentru că am o mare rugăminte și am promis profesorului Dan Pavel că o voi face la fiecare lansare pe care o vom face împreună, o mică paranteză. Am marea rugăminte să închideți telefoanele mobile. Eu, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că e o formulă de respect și pentru noi și pentru dumneavoastră. Deci vă rog foarte mult, închideți telefoanele mobile. Mulțumesc! Cred că în momentul în care Iuliu Maniu i-a predat lui Corneliu Coposu, ceea ce i-a predat a fost mai presus de orice. Și acest lucru l-a reușit profesorul Dan Pavel. Fără exagerare, am fost atât de fericit și atât de onorat, mai ales în ultimii ani, că profesorul Dan Pavel a reușit și a făcut acest efort uriaș să scrie această carte despre Iuliu Maniu. Pentru că proiectul profesorului Dan Pavel este foarte vechi. Este un proiect pe care l-a pregătit de câțiva ani buni. Cred că l-a pregătit înainte de a primi jurnalul din partea surorilor Coposu. De ce este o carte specială? Și am fost fericit și onorat să particip la editarea ei, alături de doamna Blandiana. Pentru că este istoria altfel. Istoria pe care tineretul trebuie să o înțeleagă, tineretul trebuie să o aplice. Și este o carte pentru care nu, în primul rând, nu face cultul personalității lui Iuliu Maniu, așa cum poate mulți ar aștepta. Este o carte care, în fiecare capitol al său, analizează, reinterpretează istoria Dan Pavel așa cum nu a făcut-o nimeni până acum. Și spune, și dați-mi voie să-l citez, jurnalul lui Coposu este o istorie complementară și alternativă a lui Iuliu Maniu. În momentele sale publice, private, chiar intime, confidențiale, semiconfidențiale, ba chiar secrete. Presupun că întâlnirile sale cu agenții serviciilor britanice de intelligence intră în această categorie, deși președintele era permanent monitorizat de conducerea statului și serviciile românești, iar agenților săi de legătură parașutați li s-a oferit protecție. Este o altfel de istorie decât cea din manuale sau din studiile făcute de istorici. Este o istorie bazată pe mărturie directă, empatie și încredere deplină în principalul actor istoric, iar fără ea, de cele mai multe ori, este imposibilă înțelegerea acestui personaj unic, inconfundabil, controversat, admirat, adulat și tragic. Iar înțelegerea personajului este indispensabilă pentru înțelegerea alternativă a perioadelor istorice trăite de el și de tânărul său discipol, devenit peste ani seniorul. Este o istorie pe care Maniu a sfidat-o, prin faptul că încerca să se opună față de enorme forțe și tendințe istorice considerate inevitabile și irreversibile. Iată de ce subtitlul cărții este o reinterpretare a istoriei. Tocmai de aceea îndrăznesc să afirm că natura volumului pe care l-am scris este diferită de tot ceea ce s-a scris anterior. Este o carte originală despre un subiect în legătură cu care chiar și eu credeam la un moment dat
că s-a spus și s-a scris totul. Închei citatul. Este foarte important să înțelegeți că Dan Pavel a pregătit această carte. Și a pregătit-o prin câteva episoade, în număr de 12, pe care le-a scris pentru platforma Fundației Coposu, senspolitic.ro, episoade pe care le-a început pe data de 9 septembrie 2022 și le-a încheiat pe 10 martie 2023. Dar a citi doar aceste 12 episoade din senspolitic.ro înseamnă a ignora ceea ce înseamnă această carte. Această carte trebuie citită de fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că această carte reprezintă, Cristina vorbea de perioada Carol al II-lea, dar sunt lucruri pe care dumneavoastră nu, sau marea majoritate din această țară, nu le știe despre Iuliu Maniu, despre ce a făcut Iuliu Maniu, despre măreția acestui om. Și Dan Pavel are măestria să interpreteze toate actele celui mai mare om politic român al secolului 20, fără discuție. Și veți întâlni aici, de exemplu, perioada crizei mondiale. Toată lumea știe de criza mondială, dar nimeni nu știe ce a făcut Iuliu Maniu în timpul acelei crize mondiale. Guvernul lui Iuliu Maniu. Și tocmai de aia Dan Pavel, la un moment dat, și citez, spune acest lucru. Iuliu Maniu nu a fost un politician perfect. Nici nu a existat în istorie o asemenea creatură. Cine a susținut vreodată despre cineva că e un politician perfect, fie falsifica istoria, fie făcea parte dintre promotorii cultului personalității, sau nu știa ce vorbește. Liderul țărănist a comis unele erori, mai mult sau mai puțin grave. A făcut anumite calcule greșite, pe lângă toate deciziile și calculele corecte. La fel precum în cazul altor oameni de stat importanți sau politicieni cruciali, aceste lucruri nu trebuie uitate, ci analizate, explicate. Însă în cazul acesta absolut special, Iuliu Maniu trebuie privit și judecat din perspectiva integrală a existenței sale tragice. El nu poate fi judecat precum politicienii normali sau pe care sfârșitul i-a surprins în diferite ipostaze ale unei vieți confortabile și sau lipsite de griji. În plus, ca urmare a tentativei slugilor Kremlinului și a istoriografiei comuniste de a le elimina din istoria națională sau măcar de a-i diminua și falsifica activitatea politică, trebuie arătat că rezultatul scontat de către respectivii este chiar contrariu. Iuliu Maniu a fost un martir. Martirii nu pot fi comparați cu oamenii obișnuiți. Iar un om obișnuit sau un politician obișnuit nici nu poate deveni martir. A fi martir în plină modernitate înseamnă a fi un om neobișnuit, un politician aparte. Închei citatul. Dan Pavel, peste tot pe unde am fost până acum, ți-am mulțumit din toată inima pentru că ai reușit să scrii această carte despre Iuliu Maniu, cunoscându-l pe Corneliu Coposu, înțelegându-l pe Corneliu Coposu. Dan Pavel a fost primul care a făcut un interviu de mare substanță, tânăr ziarist, la vremea respectivă, în 1990, cu Corneliu Coposu. În ianuarie 1990. A făcut și cu președintele Partidului Național Liberal, dar acela de la vremea aceea nu l-a impresionat la fel de mult ca și Corneliu Coposu. Și a înțeles ce vrea Corneliu Coposu. De ce Corneliu Coposu a fost cel mai important politician român după 1989? Pentru că Corneliu Coposu n-a vrut nimic pentru el. Tot ceea ce a vrut, a vrut pentru bunăstarea populației României. La fel cum, deci, Iuliu Maniu a reprezentat pentru adevărații români care simt și au înțeles mesajul președintelui Partidului Național Țărănesc și mai apoi martir al neamului.
Aș vrea să las pe Dan Pavel să vă prezinte tot ceea ce a făcut el, toată lucrarea lui, pentru că este atât de important să-l înțelegeți de ce a scris această carte și de ce este important ca generația tânără să citească această carte. Eu v-am citit câteva pasaje, dar sunt analizate toate perioadele importante din viața lui Iuliu Maniu. Viața lui Iuliu Maniu, al omului politic Iuliu Maniu. Să vă puneți întrebarea în momentul în care citiți ultima pagină din această carte, dacă profesorul Dan Pavel sau dacă există cineva care a scris un lucru de o substanță atât de mare despre un om politic din România în ultimii 100 de ani. Și nu exagerez când vă spun aceste cuvinte. Este o carte pe care fiecare dintre dumneavoastră nu trebuie să o aibă în bibliotecă, trebuie să o citească. Pentru că a citi înseamnă a afla atât de multe lucruri importante despre măreția lui Iuliu Maniu. Vă mulțumesc, îi mulțumesc lui Dan Pavel, mulțumesc Anei Blandiană și Academia Civică, mulțumesc Cristinei Pușcaș, vă mulțumesc, domnule director, și dumneavoastră pentru toată deschiderea. Le mulțumesc și celor de la SIGHED. Eu sper din toată inima ca această carte să reușim să o lansăm în cât mai multe locuri și nu neapărat numai aici în Ardeal. Pentru că Iuliu Maniu și Corneliu Coposu trebuie să fie cunoscuți și în Moldova și... Anul trecut am avut gala Coposu la Chișinău, în Basarabia, și m-am bucurat din toată inima ca sala de acolo să fie arhiplină. Și au fost români din Tiraspol, din Tighina, din Bender, care au venit cu lacrimi în ochi, iar doamna Blandiană a spus, voi sunteți poate mai români decât mulți de acolo, de la noi din țară. Și tocmai de aceea am apreciat faptul că Iuliu Maniu, pentru că a fost dedicată gala Coposu de anul trecut lui Iuliu Maniu. Și unde? În Basarabia. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Mulțumim, domnului Gerasim. Desigur, dumneavoastră și domnul profesor Pavel l-ați cunoscut foarte bine. Domnul Gerasim, o dată în plus, pentru că l-ați și însoțit prin țară. Și mi-am dus aminte că tot vorbesc de jertfa aceea de sine pentru ceilalți. Părea, mi-am adus aminte, ascultându-vă de întâlnirea aceea cu studenții, era o întâlnire cu studenții, nu era o altfel de întâlnire din 1992, obișnuiți cu un tip de discurs, toată ziua, în peisajul public, mi se părea că totuși domnul Coposu ce vrea, că el nu vrea nimic, el vrea să ne explice, să ne ofere, să oferea pe dânsul nouă, sigur, la noi, 20-21 de ani, câți ani aveam atunci. Pomenesc de vizita din 1991 la Oradea. Am dat o lucrare de licență unui student legată de vizita unor elite ale Partidului Național Țărănesc de imediat după 1989 la Oradea. Trebuie să mă mărturisesc că urmărim presa vremii, nu ne face cinste. De cele multe ori nu ne-a făcut cinste reacția presei locale în raport cu... Da, Cristina, nu te uita, nu lucra în presă atunci. În raport cu Corneliu Coposu, cu Ion Rațiu și, mă rog, nu înțelegeam noi foarte multe, noi cu atât mai puțin că eram foarte tineri atunci. De aceea e frumoasă istoria și am uitat de la primul capitol, rescrierea și reinterpretarea istoriei, sigur, cu o anumită doză de subiectivism. O spun că istoria este cea mai frumoasă dintre științe, dar am anunțat cu doză de subiectivism personal. Pentru că ea poate fi scrisă din mai multe perspective, din mai multe puncte de vedere. Și da, nu avem până acum o opțiune intelectuală legată de Iuliu Maniu venită dinspre un politolog atât de bine scrisă. Domnul profesor Dan Pavel este specialist în zona asta a științelor politice. Și sigur că noi, istorici, care vedem într-un fel lucrurile atunci când vine vorba de Iuliu Maniu și de orice altceva, poate din perioada din istorie, perioada contemporană cu atât mai mult, nu le vedem cu ochii, n-avem cum cuprinde tot, nici n-ai cum, nici nu e greu să-ți propui să n-ai cum să cuprinzi tot. Istoria este înrudită de aceea cu politologia. Politologia este înrudită cu istoria și suntem la zona de frontieră a politico-istoriei sau a istoriei și politicii în același timp. Domnule profesor, vă rog să ne spuneți
Cum, sau, mă rog, ce doriți dumneavoastră despre nașterea acestui volum? Vă rog. În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc că v-ați răpit din timpul dumneavoastră prețios să veniți la această lansare de carte și sunt onorat să fiu printre dumneavoastră și sigur aș fi și mai onorat dacă aș citi cartea și după aia am putea să discutăm despre ea într-un fel sau altul. Întotdeauna când particip la o lansare de carte, pentru mine cărțile sunt, nu sunt niște obiecte, sunt niște universuri vii și sunt universurile noastre alternative, viața noastră alternativă și complementară. De aia se spune că cu cât citești mai multe cărți, cu atât ai mai multe vieți și mai multe conștiințe. Și sigur că am și eu această contribuție modestă sau mai puțin modestă. Ionuț Gherasim a menționat faptul că am lucrat foarte mulți ani. Am încercat, de fapt, să scriu o carte despre Maniu și mereu eram nemulțumit. Ultima variantă, ții minte, se numea Apărarea lui Maniu. Și el atunci, tot timpul m-a încurajat și țin să-i mulțumesc pentru că mereu abandonam proiectul, deci îmi făcea xerox-uri, de pildă tot procesul Maniu mi l-a făcut la xerox, îmi făcea rost de cărți, dar nu găseam tonul potrivit și chiar la un moment dat credeam că s-a spus totul. Deși eram nemulțumit cam de toate interpretările. Și era un risc să încep să scriu o carte ca să intri în controversă cu cei care se specializaseră, mai ales că își considera că nu vii din domeniu, dar de fapt aici e un amănunt mai puțin cunoscut despre mine. Când, după ce am intrat la filozofie în București și am făcut armata, facultatea noastră s-a desființat. Și s-a desfințat sociologia, psihologia, pedagogia și a rămas doar filozofia. Și ne-am unit cu istoria. Și am devenit facultatea de istorie-filozofie, secția filozofie-istorie. Și, deși nu mi-a convenit acest lucru, am învățat istoria la fel ca istorici. Deci, secundar, sunt istoric. Dar, primul rând, filozof. Și, după aceea, political scientist, adică politolog. Și atunci sigur că am o altă privire și chiar la un moment dat, sigur, puțin așa ca să-i glumesc cu colegii mei istorici, am spus mereu, hai să luăm istoria din mâinile istoricilor, să nu ne lăsăm doar pe ei să scrie istoria. Și vă dau un exemplu foarte interesant, e o carte a lui Norbert Greber, care se ocupă de paleolitic și neolitic, deci e, de fapt, un antropolog împreună cu un arheolog care scriu istoria umanității de la începuturi. Deci, întotdeauna, istoria e atât de complexă, încât, de fapt, pentru a o înțelege, ai nevoie de abordare multidisciplinară. Și, sigur, nu poți să te lepezi de istorie. În primul rând, să pornești de la istorie și să refaci faptele, adică nu poți să faci o reinterpretare a istoriei dacă nu știi faptele așa cum trebuie. Numai că faptele pot fi citite în mai multe feluri. Și sigur că în momentul când, deși multă lume a înțeles că reinterpretarea istoriei vine din jurnalul lui Copos, nu, reinterpretarea istoriei a mea. Sunt mai multe contexte semnificative pentru a înțelege această abordare. În primul rând, în momentul când începe procesul Iuliu Maniu, încă de procurorii și judecătorii încep să falsifice istoria României și istoria lui Maniu și îl acuză, deci vă dați seama, că a fost un reazim al Imperiului Austro-Ungar și un exploatator al românilor din Transilvania, vă dați seama. Deci Iuliu Maniu,
care toată tinerețea lui și până la maturitate, exact pentru asta, numai pentru asta a luptat, pentru emanciparea românilor, pentru ca românii să fie recunoscuți ca națiune, nu? Deci el deja avea o activitate politică când s-a făcut unirea și începe procesul falsificând exact bazele legitimității sale politice și morale. Și după aia comuniștii, începând cu procesul, au început să-i falsifice viața și să-l acuze de tot felul de lucruri neadevărate și în felul ăsta, falsificându-i lui viața, de fapt falsificau istoria Partidului Național Țărănesc, care era cel mai important partid, și falsificau istoria României. Atunci, față de acest proces de revizionism comunist negativ, era nevoie de un revizionism care să pună lucrurile la locul lor și în același timp să treacă dincolo, să zicem așa, de suprafața destul de superficială a cărților care s-au scris rapid despre Iuliu Maniu. Și într-adevăr, pentru mine, momentul de străpungere, și povestesc aici la începutul cărții, când am fost pe 30 decembrie 2014, invitat la surorile Coposu acasă, cu copiii mei mai mici, Sunia și Andrei, că voiam ca să le audă pe doamne povestind despre cum a fost altă dată și sigur despre Coposu. Și mi-au dat jurnalul lui Coposu, inedit. Sigur, de fapt, dacă o să citiți cartea, o să vedeți că nu e doar jurnalul lui Coposu. În carte îi spun jurnalul secret, e file dintr-un jurnal interzis. De fapt, eu folosesc mai multe texte de-a lui Coposu despre Maniu, cele mai multe dintre ele necunoscute. De pildă, dacă o să citiți capitolul despre salvarea Vienei, cum a salvat Iuliu Maniu Viena, asta e o povestire inedită, de fapt amintirea lui Coposu, pe care l-a spus la un seminar important despre Iuliu Maniu, făcută de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Și s-a făcut și un volum. Dar e prea puțin cunoscut. Mai există o carte extrem de importantă, publicată de către Corneliu Coposu, care a simțit nevoia, după decenii de falsificare a istoriei, să explice ce a fost de fapt la 23 august. Și mai sunt și alte texte pe care, de pildă, istoricul Sărăjean Marin Pop și alții l-au scos la iveală studiind arhivele securității. Din scrisori trimise de către Coposu și multe dintre ele se referau la diferite aspecte din viața lui Maniu. Și atunci am reluat toată istoria. De fapt, Coposu devine secretarul personal al lui Maniu în 1936, când avea 22 de ani. Și era și secretarul lui Maniu și ucenicul său. Chiar la sfârșit e un capitol pe care îl dedic lui Corneliu Coposu și acolo vorbesc despre faptul că Iuliu Maniu a făcut o universitate, o școală pentru singur om, pentru Corneliu Coposu. Deci era un singur profesor și un singur elev. Pentru că dacă stai și vezi ce a făcut Corneliu Coposu după 1990, te întrebi de unde a venit. Cum de a venit dintr-o dată, deja la o vârstă respectabilă și știa atâta politică. Păi uite de unde a venit, din Iuliu Maniu. Deci a fost o școală și sigur, fiind un om extrem de sensibil și de inteligent, nu a preluat tale coale ce i-a predat Maniu, pentru că vremurile se schimbase. Și exact ca și Iuliu Maniu, de fapt, a fost un om de acțiune. Atunci, în această carte, pun accentul pe inițiativele pe care le-a avut. Aici se vede cel mai tare, se vede la salvarea Bine, că era un om de acțiune, care comanda o armată, o armată cu care și a venit să facă Marea Unire. Dar toată viața a rămas un om de acțiune și a
inițiat niște acțiuni din astea extrem de riscante. Atunci, jurnalul Ecopostu începe din 1936, când Maniu nu mai are niciun fel de funcție. Da? Și începe al doilea război mondial și România intră, să zicem așa, în siajul și într-o dependență față de Germania hitleristă, ceea ce lui Iuliu Maniu repugna. El era un filo-american și un filo-britanic. Atunci toată, din momentul ăla începe ruptă și el devine liderul rezistenței antihitleriste din România. Gândiți-vă, și aici în jurnal sunt pomenite aceste lucruri, că Adolf Hitler însuși, în întâlnirile pe care le avea cu mareșalul Antonescu, mereu îl întreba, de ce nu îl execuți pe Iuliu Maniu? Și nu la Hitler, și Ribbentrop, și alții. Deci dacă ar fi fost după ei, îl executau. Și aici în carte o pun accentul pe un lucru mai puțin cunoscut, pentru că serviciile secrete din timpul lui Antonescu l-au protejat pe Maniu. Și era urmărit de către nazi și ei îl protejau. Și Antonescu știa tot ce face, de legăturile sale cu britanicii, mai ales, și îl lăsa în pace. Bun, în condițiile astea, închipuiți-vă că apar niște oameni, niște cetățeni englezi, să stau de vorbă cu Maniu, nimeni nu știa ce hram poartă. De fapt, ei erau, și nici n-avea cum să știe nimeni în România sau în Europa, că ei făceau parte dintr-un serviciu de intelligence nou înființat către Churchill, SOE, Special Operations Executive. Și au venit la Maniu cu niște mesaje de la guvernul britanic și de la Winston Churchill. În primul rând, ei au propus să meargă la Londra, pentru că în toată Europa ocupată, guvernele din țările respective, cele care rămăsese autonome, independente și antihitleriste, se reorganizau la Londra. Maniu a cochetat cu această idee, dar a refuzat. Și atunci agenții SOE, rămân în legătură cu Maniu pe tot timpul războiului și pregătește întoarcerea armelor. E foarte important de înțeles acest lucru, pentru că imediat după 23 august 1944, eveniment care a fost pregătit de Maniu ani de zile, comuniștii și-au asumat ei meritele, creditele. Atunci, bineînțeles că au vrut să scoată pe Maniu din istorie și au vrut să scape de el și să-l omoare. Deși, aici e un alt amănunt important, în toți acești ani, Iosif Vissarionovici Stalin, deci pe de-o parte Hitler, pe de-o altă parte Stalin, considera că Iuliu Maniu e singurul politician democrat din România cu care se poate discuta. Și își trimita agenții NKVD, comiterniști, GRU, pe unii Maniu știa deja și cu opusul la fel, și ani de zile n-a vrut să-i primească. Voiau și ei să fie primiți alături de partidele normale și democratice să pregătească întoarcerea armelor și Maniu nu-i primea. Doar după ce alianța dintre Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite s-a întărit, britanicii și americanii l-au rugat pe Maniu să-i primească. Numai că așa cum se întâmplă de multe ori în istorie și în politică, și e o lege din asta a consecințelor neintenționate, aproape niciodată în istorie cei care pun la cale ceva nu obțin ceea ce vor. Această lege o combat de pildă teoriile conspiraționiste. A ieșit cu totul altceva decât a vrut Maniu. Pentru că deja britanicii și americanii, deci de fapt Churchill și Roosevelt, erau trei persoane care decideau totul. Churchill, Roosevelt și Stalin. I-au hotărât ca să-i dea voie lui Stalin să facă ce vrea în teritoriile unde intră Armata Roșie. Și asta presupunea
ca de fapt, deși au fost negocieri ani de zile, să nu țină cont în ultimă instanță de nimic din ceea ce revendica Iuliu Maniu pentru România, inclusiv pierderea teritoriilor ocupate de Uniunea Sovietică, teritoriilor românești. Deci o istorie tragică și atunci sunt mulți istorici care îl critică pe Maniu că tergiversa și așa poate, dar își dă seama că prin desprinderea de Germania nazistă și prin intrarea în alianță cu niște aliați care nu au respectat nici măcar Carta Atlanticului de Nord, care le interzicea să recunoască schimbările teritoriale începute după declanșarea celui de-al doilea război mondial, Maniu se găsește într-o situație imposibilă și de fapt își pecetluiește soarta. Și aici am citat foarte mult din jurnal, pagini întregi, pentru că multă lume n-a citit jurnalul. Măcar zic cu ocazia asta, dacă citesc cartea mea, să citească jurnalul. Eu le recomand să citească întâi jurnalul. Ce nume? Da, apărut la editura Vremea. Am dat aceste exemple concrete și mai sunt și altele. Un capitol foarte important e despre legăturile dintre Iuliu Maniu și serviciile secrete. Cele sovietice, cele britanice, cele naziste, cele românești. Era monitorizat de toți. În modalități diferite și sigur aici trebuie făcut o distinție între ce se întâmpla în timpul războiului mondial și înainte, în timpul lui Carol, și ce s-a întâmplat după 23 august. S-a schimbat natura, dar o să citiți. O parte importantă din carte, de fapt, pentru că jurnalul începe în 1936, eu am considerat că nu poți să-l înțelegi pe Iuliu Maniu în 1936 dacă nu treci prin toată viața lui politică, măcar prin momentele importante. Și atunci reiau toate aceste momente importante și făcând acest lucru mi-am dat seama că foarte multe dintre lucruri nu au fost explicate în mod logic. Deci știm cronologicul, dar nu știm logicul. Și am încercat să fac acest lucru. Dumneavoastră o să hotărâți dacă am reușit. Să vă dau un alt exemplu. Iuliu Maniu a fost pus în situația în care niciun alt om politic român nu a mai fost pus, de a se confrunta în primul cu dictatura regală, el care contribuise la aducerea lui Carol pe tron, până la urmă a devenit principalul inamic al lui Carol și și-a propus să-l dea jos pe Carol și a reușit să-l dea jos pe Carol. A intrat în legătură cu mareșalul Antonescu în acest proces. Mareșalul Antonescu i-a făcut niște promisiuni, respectiv de a nu ceda propunerea lui Carol și a cedat. Și din momentul ăla Maniu a rupt relațiile cu mareșalul și tot timpul îl bombarda cu memorii, mai ales după ce armata română a trecut Nistrul, nu? Și a urmat dezastru care a fost. El prevedea ce se va întâmpla. Maniu era și un om care vedea mai clar decât oricine și în momentul când aproape toată Europa era ocupată de Germania nazistă și cam toată lumea credea că Germania nazistă va câștiga războiul, el spunea nu. Anglo-americanii vor câștiga războiul. Dar nici nu-i trase americanii în război, vă dați seama. Dar el știa deja. N-a putut să prevadă însă ce se va întâmpla cu Uniunea Sovietică. Pentru că nimeni nu și-a închipuit că după pactul Ribbentrop-Molotov, tovarășii de fără de legi, ticăloșii, vor intra în război. Deși Hitler l-a atacat până urmă pe Stalin. Și de acolo a început dezastru pentru România și pentru întreaga noastră parte de lume. Din acel loc. O parte importantă din carte e relațiile lui Iuliu Maniu cu comuniștii. Și mă refer la cele de dinainte de 23 august. De pildă, ca să vă dau un exemplu, cam prin anii 1920-21 a fost un proces extrem de important
procesul de Nalu Spiri. În momentul când bolșevicii se agitau în jurul României și, de fapt, când a început Revoluția Bolșevică, pe teritoriul acela ce mai rămăsese din România erau 1 milion de soldați ruși. Dintre care, din fericire, cei mai mulți s-au întors acasă să-și ia pământurile. Mă rog. Dar tentația asta bolșevică și amenințarea a fost tot timpul. Și atunci guvernele care erau în acea vreme au luat niște măsuri extrem de dure împotriva stângii radicale și a stângii în general, de fapt, pentru că erau guverne autoritare și nu mai făceau o distinție care sunt moderați, care sunt radicali, care sunt teroriști. Și în procesul din Dealul Spirii, Maniu a fost singurul politician român care a apelat la rege să-i cruțe pe cei judecați acolo. Numai că acolo erau 3 categorii. Erau socialdemocrații moderați, cei care organizaseră niște greve extraordinare și proteste cu peste 400.000 de oameni în stradă, pentru că erau vremuri grele, și care au fost toți arestați și în proces. Erau cei care constituiseră Partidul Comunist din România, agentura Cominternului, și cei care fuseseră de acord cu cele 21 de condiții ale lui Stalin, Lenin, Zinoviev, Kamenev, Stalin, vine mai târziu, ale Cominternului. Și care, de fapt, echivalau, dacă semnai acele condiții, era de acord cu ele, cu trădarea de patrie, oriunde lume. Ca asta spuneau acele condiții, să lupți pentru a sumina propria ta țară și pentru a demola regimurile democratice, așa cum erau ele pe vremea respectivă. Și mai era un grup de teroriști, anarhiști, bolșevici, cei care, înainte de constituirea Cominternului, au organizat atentatul de la Senatul României, cu morți, cu răniți, dintre care unii erau înalți prelați ai bisericii greco-catolice sau ortodoxe, senatori. S-a cam uitat chestia asta. Și totuși Maniu, deci ca să înțelegeți ce fel de personalitate avea și gândire, el nu era de acord cu acest proces și până la urmă a avut câștig de cauză, pentru că au fost aproape toți amnistiați, cu excepția celor teroriști. Unul dintre emisarii lui Stalin, care în carte vrea să stă de vorbă cu Maniu și Maniu respinge, unul care a fost condamnat, un complice, pentru, o să citiți, pentru actele de terorism comunist. Deci Maniu avea această convingere și pe care a repetat-o în mod explicit în toată cariera sa, că cei din extrema stângă și cei din extrema dreaptă, comuniștii și legionarii, trebuie lăsați să participe la viața politică a României, cu condiția să respecte legile și regulile democratice. Era o poziție cam rară. Deci el a fost un apărător al democrației tot timpul. De asta a și luptat contra lui Carol, de asta a și luptat contra celelalte dictaturi, dictatura militară a lui Antonescu, și de asta după aceea a devenit liderul rezistenței antihitleriste din România. Și după care a devenit liderul rezistenței anticomuniste din România. Și atunci, bine, o să vedeți că la un moment dat sunt aceste întâlniri teribile, pe care Coposul le notează în jurnal, cu tot ce le spune Maniu trimișilor comuniști. Toate adevărurile despre crimele lor și despre lipsa lor de demnitate și despre faptul că nu țineau cuvântul și despre ce s-ar putea întâmpla cu România dacă încape pe mâinile lor. Și bineînțeles că astea se erau transmise la Stalin și la Molotov. Deci ei știau și când, după atâtea rapoarte pe care le-au primit, și-au dat seama, stai puțin, că dacă lăsăm pe ăsta să trăiască,
ne va fi greu. Și atunci a vrut să-l omoare și să-l scoată din viața politică. Și de asta comisarii sovietici și comuniștii români au făcut din el cel mai mare, cel mai important politician român. Pentru că era principalul lor adversar. Era liderul celui mai puternic partid democratic din România. Partidul Național Țărănesc. O altă parte importantă din carte și care trece de nivelul superficial, zic eu, mă rog, nu asta să hotărâți, e relația cu Maniu cu legionarii, care e foarte diferită. Într-un fel era pe vremea lui Corneliu Zura Codreanu și cu totul alta pe vremea lui Horia Sima. Mai ales că pe vremea lui Horia Sima principala țintă a legionarilor și a crimelor lor devenise cei din Partidul Național Țărănesc. Aici ai povestit cu lux de amănunte episodul asasinării lui Virgil Margiaru. E teribil. Și aici Coposul menționează ce credea Maniu, pentru cine lucrau de fapt legionarii și cine duse comanda. O să vedeți că lucrurile sunt mai complicate. Au și apărut pe aia tot felul de teorii conspiraționiste. Cine de fapt era în spatele legionarilor și a rebeliunii? O să citiți detaliile. Ce înțelesurile pactului de neagresiune electorală făcut de către Maniu și Codreanu erau legate de formarea unei mase critice legată de contracararea lui Carol al II-lea și a celor care îl serveau. Și el a reușit să facă asta până la urmă. Dar după aceea, imediat după ce legionarii au început să ia razna și să promoveze criminalitatea, nu că înainte n-ar fi făcut-o, ei au fost întâi martiri, pe, cum spun ei legionarii, pe vremea lui Carol, care i-a asasinat pe principalii lideri. Și după aia de aici a pornit totul, nebunia. Și chiar Coposul notează în jurnal când se întâmplă chestia asta, oare ce face neghiobul ăsta de regea nostru, de Carol. Deci a declanșat un șir al crimelor care s-a oprit abia la rebeliunea legionară. Pentru că mareșalul Antonescu a primit undă verde și a reușit să-i extermine și, mă rog, cei care au scăpat au fugit câteva sute în Germania. Și atunci vedeți cum și față de comuniști și față de legionari el a avut niște atitudini extrem de nuanțate în funcție de context. Nu i-a judecat la grămadă pentru că Iuliu Maniu era un om care iubea oamenii. El nu se raporta la cutare lider sau cutare politician ca fiind dintr-o anumită categorie. Se raporta la ei ca la niște oameni, ca la niște indivizi ireductibili. E când gândești așa, te cam deosebești de restul politicienilor. Că în general vedeți și în jurul nostru, cum se zice și la noi, toți politicienii fură sau toți politicienii își încarcă. Nu e așa. Sunt mii de exemple. Asta încercam eu să-l spun când predam studenților. Nu mai băgați pe toată lumea la grămadă, că lumea asta e mult mai complexă. Bun, dar Ionu Maniu nu avea, nu îl învățase nimeni lucrurile astea. El singur a ajuns la aceste concluzii și la această mentalitate și la acest comportament. Și sunt multe alte lucruri interesantă pe care îl descoperi după ce încerci să intri în profunzimea a ceea ce s-a întâmplat. Adică dacă judeci pe Iuliu Maniu doar din citatele din ziare sau din poveștile cronologice, nu înțelegi ce cu el. Jurnalul îți oferă omul Maniu care gândește, are sentimente și e uman. E un om care face istorie cu motivațiile lui. Și motivațiile sunt extrem de interesante și de provocatoare. Deci avem de-a face cu
un politician pe care, sigur, toată lumea cunoaște, dar pe care puțin l-au înțeles. Și atunci merită să facem acest efort de a-l înțelege. Și sigur, ieri am fost la Sighet din nou și cine n-a fost la Sighet, mai ales că nu sunteți departe, chiar așa departe față de noi din București, vă recomand să mergeți. Aș vrea în încheiere să mulțumesc gazdelor noastre, să mulțumesc Fundația Academia Civică, Anei Blandina și Ionel Boca și editurii Academia Civică și să-i mulțumesc mai ales lui Ion Andrei Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu, care a fost sprijinit această carte nu doar formal, ci și informal, dacă nu insista la atâția ani, pentru că îi povesteam unele de aceste lucruri și el tot spunea, scrie-le. Până la urmă a pus la un loc. Și a ieșit această carte. Și vă invit să o citiți și mulțumesc. Domnule profesor, mulțumim. Pledoria dumneavoastră, incitanta pledorie, va face pe doritori, o parte sigur și chiar din sală, să citească acest volum, pentru că chiar dacă n-am citit volumul, că acum am intrat și noi în posesia lui, sunt convins, în urma ceea ce dumneavoastră ne-ați spus aici, că volumul contribuie odată în plus la declișeizarea lui Iuliu Maniu. Iuliu Maniu încă este, și nu numai el, dar astăzi este vorba despre Iuliu Maniu, este analizat prea mult încă în grila aceea a anilor trecuți, de dinainte de 1989. E o grilă comodă. Și odată, achesând această grilă comodă, e simplu să spunem, să-l catalogăm pe Iuliu Maniu sau pe Corneliu Coposu sau pe oricare politician interbelic într-o anumită manieră. Vă mulțumim că ați venit la Oradea, vă mulțumim că ne-ați oferit acest volum și sigur eu abia aștept să-l citesc. Vă invit și pe dumneavoastră să, vă îndreptați spre exemplarele de acolo, cei care n-ați făcut-o încă, și domnul profesor Pavel vă oferi autografe. Vă mulțumim!